Casa de Asigurări de Sănătate anunță la un an de la introducerea cardului de sănătate, acesta s-a dovedit a fi profitabil. Dovada stă în faptul că s-a reușit rambursarea din fonduri europene a unei sume considerabile din cheltuielile efectuate pentru implementarea programului. Pe ansamblu se estimează că beneficiile cardului de sănătate se cuantifică la suma de peste 100 de milioane de euro în primul an. Deci într-un an de zile, gândiți-vă ce economii s-au făcut, de peste 100 de milioane de euro. Față de perioada, bineînțeles, similară, imediat anterioară introducerii cardului de sănătate. Conform datelor din sistemul informatic, în perioada 1 septembrie 2015-31 august 2016 s-au validat peste 110 milioane de servicii la nivelul medicinei primare, peste 23 de milioane de servicii de medicină clinică de specialitate în ambulatoriu, peste 48 de milioane paraclinice în ambulatoriu, peste 48 de milioane de rețete compensate și 3,7 milioane de servicii spitalicești. Aceste cifre atestă că atât asigurații cât și furnizorii de servicii medicale s-au familiarizat deja cu utilizarea documentului electronic. Cardul de sănătate este cel de-al treilea proiect informatic pentru care CNAS obține finanțare europeană, după rețeta electronică SIPE, cu o valoare de peste 31 de milioane de lei, și dosarul electronic de sănătate DES, cu o valoare de peste 66 de milioane de lei. Până acum au fost emise 15,75 de milioane de carduri de sănătate, inclusiv duplicatele, din care peste 75% au fost activate de asigurați. Până la sfârșitul anului, CNAS preconizează că vor fi emise încă 650.000 de carduri.